scandal imens peste ocean. Ce a făcut Serena Williams după ce a fost umilit în primul tur, va fi amendat. Serena Williams, fost numărul 1 mondial, a refuzat să participe la conferința de presă de după meciul pierdut cu japoneza Naomi Osaka, din primul tur de la Miami. Sublinierea ar putea fi amendat cu $1000. Serena a fost învins de Osaka, scor 6-3, 6-2, iar la finalul partidei a refuzat să participe la conferința de presă. După subliniere-i jumătate, ea a dat publicit-ci un scurt comunicat: fiecare turneu este pentru mine o bună ocazie pentru a înțelege ce trebuie să îmbunătățesc pentru a ajunge la cel mai bun nivel. Naomi a făcut un meci mare. Eu continui să progresez în fiecare zi. Mulțumesc fanilor ce mă susțin în continuare în fiecare etapă a acestei reveniri incredibile. Fostul lider VTA a jucat primul turneu după ce a născut la Indian Wells, unde a fost eliminat în man sublinierea a treia de sora ei, Venus Williams, locul 8 VTA sublinierea i cap de serie numărul 8, conform news.ro.